Salutare, salutare și bun venit la un nou episod din Plants vs. Zombie. Intrăm direct în aventură. Frumos. Și avem ăștia, deci ne va trebui umbreluța. Dați-mi o clipă. Am mai repede. Ok, am vrut să verific ceva, toate-s bune, toate-s frumoase. Avem un ghiveci. Trebuie floare, nu cred că vreau să-i folosesc pe ăștia. Dar aș putea, hai să-i folosim totuși. Dar nu știu, ne-ar încurca când magnetul, nu știu dacă vreau să-l folosesc. Momentan așa. Hai să luăm porumbul. Poate facem porumb cu ăsta și cu ăsta. Ar merge sau mai degrabă cu foc? Cred că mai degrabă cu foc. Dar ăsta ar ocupa mai puțin spațiu. Numai că e foarte scump și se încarcă foarte greu. În fine, ne trebuie umbrela. Ne trebuie un dovleac. Ne-ar trebui asta. Și asta. Bine, asta nu neapărat. Dar nu știu dacă avem altceva de pus în locul ei. Eventual, ne-ar trebui ceva pentru ăsta și asta ar merge pentru ăla. Pentru ăla m-a sacrificat pe catapulte. Magnetul cu cafea. Facem așa oare? Hai să încercăm așa. Eu zic că facem față. Două rânduri de soare de data asta, fiindcă avem mai puțin, nu avem pepenele care e foarte scump. Hai, dacă Tony l-a dat pe domnul Repeater, hai să-l folosim totuși. Iar am uitat grebla, dar avem doblecelul, ne descurcăm și fără greblă. În următorul nivel să nu uit să o iau. Pentru că avem 4 valuri. Cred că totuși aș pune 3 straturi de soarea floarelui. Ați auzit bine, soarea floarelui. O zic intenționat. Și aș face așa, tot așa un 8. Cred că așa ar trebui să fac. Că totuși avem 4 valuri. 2 straturi sau un strat de porumb. Și aici are 2 repeateri. După aceea apărare. Cred că ceva de genul ăsta. Momentan să ne punem multă floarea soarelui. Ok, aici am greșit, vreau să pun un dovlecel, dar mă rog, punem așa. Așa. Am uitat să pun asta. În fine, punem așa și punem porumbul. Și teoretic ar trebui să-l facă pe ăla dacă îi dă unt. Și uite că îi dă unt, deci o să-l facă pe ăla. Ceea ce e bine. Ne mai trebuie... Încă 3 floarea soarelui. Ok. Aici cred că folosim tot un dovlecel. Și asta aici, asta aici. Bun. Nu, eram să fac o greșeală. Așa, acum o să punem porumb. Aici, deci un rând de porumb și o să mai punem încă 3 porumbi, iar aici, în astea două locuri, o să lăsăm pentru umbrele, să ne protejezi de aia cu bungee jumping-ul. Atleții care sar cu bungee. Așa. Și hai să punem și a doua umbreluță ca să terminăm. Ia uitați, ăștia nici n-apucă să se miște. E bun porumbul oricum. Bun. De cuuntul, ca să nu mănânce perfect, hai că l-au omorât pe ăla. Așa, putem chiar să începem să punem și repeateri, că avem bănuți. Hai să mă axez acum și pe ăla cu scara. Deci, cred că aici. Pac, aici aș vrea magnetul și aici. Pac, și nu avem bani. Ok. Hai repede.
Cred că vreau. Nu vreau încă să trezesc magnetul, am vrut doar să l-am pregătit. Încă nu prea am atât de mulți bani. Ce aș vrea ar fi să pun, dar nu încă. Pe rândurile 2 și 4, vă arăt imediat. Uite, punem aici un repeater, dar cred că e greșit ce am făcut. Că o să-mi-l mănânce, dar hai să-l apăr. Chestia e că am folosit 125 pentru dovleac, dar n-am consumat 200 pe un alt repeater. Deci cred că este ok. Vreau aici să mai pun câte un porumb, fiindcă rândurile astea vor fi foarte slăbite, fiindcă vor avea și magnetul și umbreluța. Și ca tare vreau să mai pun încă un porumb, măcar. Așa. Mult mai bine. Acum hai să trezim magnetul. Dovleac. Pac și porumb. Bun, am pus toți porumbii. Acum trebuie să continuăm cu repeaterii. Aici. Dacă am dat pe afară, mi-l mănâncă pe ăla. Trist. Nu contează, în fine, trecem peste, bun. Să vreau și aici dovleci, repejor. Acolo s-ar putea să trebuiască să folosesc un dovleac, un dovlecel, nu un dovleac. N-am avut ghivec. Ghiveci, așa. Eu tot ziceam ghivec, era ghiveci. Nu îmi stătea pe limbă cuvântul. În fine, hai să punem un repeater aici ca să ne apărăm rândul ăsta ca lumea. Bun, și trebuie să... ăla este apărat. Așa. Avem 4 valuri și mai avem destul, hai să nu ne grăbim foarte tare. Ăla nu are nicio treabă pentru că avem umbreluțele și avem și porumbul care îl blochează. Și am terminat cu magneții. Acum mai vreau repeateri. Numai repeateri și dovleci vreau să spun acum. Hai cu dovleacul că se încarcă relativ greu. Așa. Aici. Încă un diamant, foarte tare. Pac. Repeater. Așa. Cred că am suflat în microfon, nu știu ce am făcut. Mă scuzați. Mai îmi trebuie 2 repeateri. Suntem abia la al doilea val. El încearcă să-mi fure umbrela, nu are nicio șansă. Am fi putut lua și un cob cannon. Puteam să îngrămădim pe aici un tun din ăla. Să facem aici tunuri, era mișto. Ăla n-are, aia n-are cum să o fure. Acum nu prea mai avem ce să facem. Da, chiar nu avem ce să facem. Ce am mai putea noi să facem? Ăla mi-l va fura, adică dacă nu cumva îi dă cu untul și nu-i dă cu untul. A, fix la final de tot i-o dat cu untul. Încă o plantă, bun. În episodul anterior am primit multe plante. Ce aș putea eu să mai fac cu banii? Cred că pot să mai înlocuiesc din astea cu porumb. Să dea mult, mult stun și mult damage. Porumbul dă destul de puțin damage, dar când sunt mai mulți, dau cu mult unt și e destul de ok. Uite, nu te scot încă, te scot după ce fac 100, adică acum. Pac, bun. Hai că avem o grămadă de porumb și mult repeater, deci rândurile 2 și 3, 2 și 4 sunt mai slabe, fiindcă au cu un repeater și cu un porumb mai puțin, dar e ok. Aia, na. O să-și pune scara, dar oricum o să... Ah, ok, noroc cu porumbul. Dar oricum îi lua scara de pe dovleac. Hai să înlocuim dovleacul ăsta. Și cam asta e. Cred că pot să câștig nivelul să-mi iau luându mâinile de pe tastatură. Mă stau și mă uit preventiv.
Ok, chiar îmi luase mâinile de pe tastatură. E că nu prea mai am ce să fac cu banii, degeaba e așa aduna. Ok. Stai să beau și o gură de apă. Singurul lucru care pot să-l mai fac cu banii eventual este să înlocuiesc dovleci. Altceva nu prea mai am de făcut. Ăla-l poate fura. N-am cum să-l ajut decât dacă cumva dă cuuntul. Hai, din 3, 1 trebuie să dea cuuntul. Hai, hai cuuntul. Pe bune? Care erau șansele din 3 să nu dea niciunul cuunt? Singura problemă e că n-avem nimeni care să dea splash. Asta ar fi singura problemă, în rest totul e bine. Uite, vreau aici, pac și pac. Perfect, ca să mai ajutăm. Nu folosesc încă dovleacul. Au înghițit ghiveciul, nu-i problema. Aici s-au adunat cam mulți, trebuie să dau cu... Ok, o să-l las, de fapt nu, o să dublez. Și o să aștept pentru dovlecel, dar hai mă mai repede. Ok, pac și pac. Aaa, ce, de ce înaintează ăla, nu? Bă, nu-i corect, de ce înaintează ăla? Hello? Wow, wow, stați așa. Asta chiar nu-i corect. Ok, acum avem ce să facem cu banii. Trebuie să-i reparăm pe aici. Bine, măcar că nu ne poate fura ăla, nici nu știu cum să repar asta. Că nu am dovleacul. Hai dovleacule, mai repede, mai repede, mai repede. Cum s-a întâmplat asta? De ce a înaintat ăla? Păi asta nu e foarte corect. Ok. O să încarci dovleacul și o să-i folosesc. O să-l folosesc pe ăștia. Hai să facem așa. Boom. Ok. Și aici ne trebuia umbrela, dar nu încă. Acum, că vă că i-a dat cu încă un unt. Încă un unt, super. N-a că înaintează acum și ăsta, deci nu stă la infinit. Bine că de fapt știam că nu stă la infinit, dar nu. Hai să continuăm, că am fost întrerupt. Deci ăsta e bine măcar că îi dă stun. Dați acolo în el, dați cu stun, dați cu stun. Perfect, perfect, perfect. Nu contează că nu o zdrobești pe aia. Numai că nu ne mai apără plantele astea. În fine, facem noi față, avem mașinile de tuns. M-au surprins ăștia cu mașinile lor că au plecat înainte. Vreau să încerc să prind cât mai mulți cu acest dovlecel. Ok, ce? Tu cum ai scăpat? Bă, deci jocul ăsta e necinstit, total. Ce se întâmplă? Și nu mai am cum să-l opresc pe ăla. Decât poate să-i pun așa plante în continuu. Nu cred că apuc până se încarcă dovlecelul din nou. Dacă nu trecea ăla peste... Măcar am bani destui, pot să pun pe aici plante în continuu. Hop. Dacă am mâncat și ghiveciu și tot. Ha, mă, dăm ceva, ok, dovlecelul ăsta. Hai pe aia. Nu contează, oricum am câștigat. Dar am pierdut o mașină de tuns. Deci m-au surprins ăia că s-au dus înainte, nu trebuiau să se ducă. Ok, deci asta nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Ok. Trecem peste. Avem niște plante foarte bune. L-aș folosi pe ăsta, dar avem pe Gargantuar, din păcate. Dar l-aș putea... Dar nu, că avem pepeni, mai degrabă folosesc pepeni. Și Cob Cannon mi-ar plăcea să folosesc. Am o strategie în minte, dar am pepeni și parcă aș vrea să profit de ei, nu știu exact. Să mă gândesc un pic. Deci, ghiveci neapărat. Mi-ar plăcea să folosesc pac, pac și cu pac. Garlic îl avem, tu și cu tu și cu ăsta. Ar fi o idee bună? Am eu o idee, dar nu știu sigur dacă o să-mi iasă. Să rămânem oare cu pepenii? Hai să încercăm așa, aș vrea să încercăm o altă strategie, hai să încercăm așa. Mă gândesc să fac ceva de genul ăsta. Avem dovlecelul, avem porumb în caz de... Bun, deci vreau să-mi pun 3 straturi. Aici 2 cob cannon, 2 cob cannon și aici atacanți, doar pe mijloc atacanți. Repede, repede. Iar am uitat grebla, tura asta chiar îmi trebuie grebla. Pentru că nivelul acesta va fi interesant.
Ok, deci am nevoie de asta, am nevoie de ăștia, de dovlecel și atacantul acesta cu cafea. Perfect, și îmi trebuie grebla. Let's rock. Bun. Nu știu sigur dacă e cea mai bună idee să folosesc ăsta în momentul în care l-am pe Gargantuar, fiindcă nu are efect asupra lui Gargantuar, dar o să încercăm să vedem ce iese. Hai, dăm soare. Hai, s-a încărcat acolo. Soare. Am rămas puțin în urmă că nu mi-a dat soarea soare, dar cred că recuperăm. Trebuie să ne punem cât mai repede. Grebla ne ajută să ne mai punem încă o floare și apoi folosim dovlecelul pentru următorul zombie, ca de obicei. Ca de obicei, ia, așa. Ok, dovlecel, îl punem din timp și soare și încă unul, perfect. Așa. Hai, dispari. Nu ne interesează ce joacă ceilalți. Ar trebui să mă opresc astea, dar nu știu cum, sincer. Că nu stau eu foarte mult să cercetez cum se folosește Steam-ul. Eu pur și simplu îmi iau jocul și îl joc. Să nu vreau, vreau să folosesc tot dovlecelul. Mă gândeam dacă să trec direct pe atacanți, dar nu vreau. Deci aici vreau două tunuri, aici încă două și aici vreau pe mijloc atacanți și cred că aici o să vină niște pepeni. Dacă tot mi-a dat. Ar fi ok. Ok, hai cu soarele. Perfect. Și hai să începem. Uite, dacă tot a venit ăla. Uite, vreau de aici să... Aici vreau să-l pun pe primul. Pac și pac. Și cred că-l face pe ăla. No problem. Hai să vedem. Dacă nu-l face, folosim, cred că, dovlecelul. Dacă da, cred că-l face. Aha. Super, l-a făcut. Hai acum să punem... Am pus puțin cam în față, dar e ok și așa. Ăla cred că îl face pe ăla fără să-l mănânce, cred. Așa, cred, sper. Până pe aici, dacă nu chiar aici, să vină. Perfect, bun. Hai acum cu încă unul repejor și soare. Ok, ăla o să moară. Ăia doi o să moară, de fapt. Amândoi. Și deja o să mă axez, pun asta și acum mă axez pe Cob Cannon. Așa, punem ghivece și începem să ne axăm pe Cob Cannon. Uite, ultima floare a soarelui. Soarea floarelui, nu floarea soarelui. Ok. Așa că stăteam și mă uitam. Pac, și avem primul Cob Cannon. Ia, așa și așa. Bun. Și acum nu mai contează, deci doar Gargantuar va trebui să fim atenți că o să-mi spargă usturoiul. În rest nu o să fie nicio problemă. Fiindcă o să avem destule tunuri, dacă reușim să ni le punem ca lumea, o să facem față bine. Bines. Strângem pentru următorul tun. Ok, revenind. Ia. Cob Cannon. Bun, avem două Cob Cannon pentru Gargantuar. Și ceilalți zombie sunt asigurați. Îmi pare rău că nu-l avem pe Jalapeno. Ne-ar fi ajutat pentru că lua și pe ăla micu când era catapultat. Bun, cert e că ceilalți zombi nu ne vor deranja prea tare. Pot să măresc rândul de usturoi. Cum aș mai... Cred că am altă idee. Nu știu, sigur. Mă gândeam să pun două... Oh, stați cum trebuie ghiveci. Să pun așa, Cob Cannon. Fiindcă nu am scut. Dacă pun aici Cob Cannon, nu am un scut să pun aici și ca atare mi l-ar putea mânca. Pentru orice eventualitate vreau să, chiar dacă nu cred că o să ajungă să mi-l mănânce, vreau să le pun aici. Stați chiar, am uitat de ghiveci. Pac. Și aici în spate să punem niște pepeni. Pac. Bun, hai să mai punem încă un Gloomshroom. Pac. Pac. Și pac. Bun.
Și eventual pe rândurile astea punem pepeni. Nu, pe rândul ăsta și pe rândul ăsta punem așa câte un pepene să fie. Momentan ne axăm foarte, foarte mult pe... pe Cobb Cannon. Racheta care dă în Gargantuar și îl distruge. Perfect. Și cât timp se încarcă ăla, punem pepene aici. Ăla stă și dansează. Pac și pac. Și deja nu mai au nicio șansă ăștia. Interesantă strategie. Va trebui să vedem cum facem când va veni nenea Gargantuar. Imediat se încarcă Cobb Cannon-ul. Hai să strângem bani pentru el. Și cu 4 Cobb Cannon nu cred că avem cum să pierdem. Ok, uitați-l și pe nenea Gargantuar. Hai să facem așa și așa repede. Să nu-l arunce pe Fiso. Ah, yes! Nu l-a aruncat, bun. Trebuie să dau foarte, foarte repede ca să nu-l arunce. Și am reușit, ceea ce mă bucură. Aici nu știu exact ce o să vreau să fie. Vedem. Uite că vreau un pepene aici. Mișto strategie, adică astea ocupă puțin spațiu, fiindcă, uite, locurile astea sunt goale. O pun doar un rând și se ocupă de tot zombii mici, iar pe Gargantuar le elimin cu Cobb Cannon. Și am 4 tunuri, n-am nicio treabă. Gata, aici ziceam că poate pun un glum și îmi dai ok și un pepene. Gata. Acum poți să dublezi stratul de usturoi, că se încarcă repede usturoiul. Dacă vine Gargantuar și mi-l sparge, asta e. Pac. Aici și aici. Hai să vedem. Îi dăm un... De fapt nu dăm nimica. Că fac față plantele mele lejer. Avem pepen și glum și nu au nicio șansă aia. Hit. Cine-i hit? Se vede puțin cam turtit la voi imaginea, dar e ok. Adică se putea și mult mai rău, dacă stau să mă gândesc. Încă o plantă. Super. Încă o plantuță. Deci nici nu trebuie să dau cu tunurile, că plantele astea își fac foarte, foarte bine treaba. Am atâția bani și uite că vine Gargantuar pe celălalt, nu trebuie să fac eu așa. Teoretic plantele astea ar trebui să-l omoare. Pentru că dau foarte, foarte mult damage. În momentul în care îi apare, îi duce viața la jumătate, o să-l arunce și pe Fiso. Ok, nu știu unde-l aruncă. Uite aici-l aruncă. Voi observați că l-am omorât pe Gargantuar cu plantele astea, cât damage pot să dea? O tonă de damage. Super, super tare. Genial. Acum așteptăm. Ok, iarăși a venit nenea Gargantuar. Cred că iarăși pot să-l las. Dar preventiv dăm așa. Și dăm cu un turn predictable aici. Pentru Fiso. Ia, perfect. Și acum îl lăsăm să moară. Asta săracul plânge. Ia să-l ajutăm să nu mai plângă. Gata, nu mai plânge, e fericit. E vesel. ...2875 de soare și n-am ce face cu el. Ok. Ia să vedem dacă putem să facem un timing perfect. Pe ăla pot să-l spargi, nu-mi pasă.
Yes, nu l-a aruncat pe Fiso și am terminat nivelul. Super! Nu facem și nivelul ăsta 5 cu 9, ăsta îl facem data viitoare. Vin de aia de sus, vin de aia cu mașini, vine Gargantuar, vin de aia cu scară, vine toată lumea. Toată lumea vine. Ok, avem încă două plante, hai să le creștem și pe astea. În ce ne dau? Ar fi mișto încă un pepene, să am așa, uite, vedeți că stau verzile astea față în față, ăștia față în față, ar fi mișto încă un pepene aici, să stea față în față cu ăsta. Ar fi interesant. Avem aproape 40.000 și nu avem ce face cu ei. Mamă, mai este încă una, stați așa. Sunt trei, eu am crezut că sunt două. A, așa. Fertilizer, ia să vedem, uite aici, fertilizer. Avem o cafea și zboară. Foarte tare. Hai că le-am prins pe amândouă, bun. Hai cu fertilizerul. Pac. Încă o varză. Câte verzi mai dai? Câte salată vrei să fac? Pac. Între timp o să le mai aud și pe astea, că doar de ce nu. Ai sitem lui Stinky o ciocolată, că și așa nu mai avem ce face cu ciocolata. Avem prea multă și nu o folosim. Mai mult de 10 nu putem să avem, deci... Și... un ventilator care stă față în față cu ăsta. Ia să-i punem și pe ei aici sus. Stea față în față. Așa. Foarte drăguț. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest episod. Ventilatorul ăsta vrea apă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like sau un subscribe și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!